Minunea care vindecă se află în România. Vorbim despre Sâmbăta de Sus, unde timpul pare că s-a oprit în loc. Liniștea este desprinsă dintr-o altă lume. Conform știri diaspora.ro, există un loc în România unde divinitatea și-a găsit locul. Oamenii vin la Sâmbăta de Sus nu doar pentru relaxare, ci și pentru turismul religios. La poalele Făgărașului găsești un loc de liniște și pace pentru suflet. Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus a fost de-a lungul timpului o punte de legătură pentru credincioșii de o parte și alta a Carpaților. Ctitoria poartă numele marelui voievod martir al creștinității și a fost ridicată acum mai bine de 300 de ani. Acolo a fost stareț, timp de 4 ani, părintele Arsenie Poca, considerat de mulți dintre credincioșii creștini ortodoxi Sfântul Ardealului. La locul în care apa nu-și schimbă proprietățile, la fel ca aghiazma, vin oameni din toate colțurile țării. Nu este prea mare înghesuială pentru că oamenii nu știu de izvorul protejat de Arsenie Boca, dar sunt români care vin cu portbagajul plin cu sticle de 5 litri pentru a lua minunea acasă. Alții, care nu vin pregătiți cu sticle, preferă să se spele cu apă pe față și să spună o rugăciune sau să-și facă o fotografie. Așa că, dacă nu ați decis unde să mergeți în concediu, căutați o pensiune în Sâmbăta de Sus. Nu veți regreta și veți pleca de acolo cu sufletul împăcat și cu mai puține griji, relatează știrdiaspora.ro.